Începând de miercuri 21 ianuarie 2015, fermierii sălășeni își vor primi banii de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, a anunțat conducerea instituției. Promisiunea de achitare a datoriilor a fost făcută de directorul general al APIA, Mihai Puțintei, care a declarat că miercuri 21 ianuarie, în conturile fermierilor, va intra suma de 88,81 de euro pe hectar, care reprezintă diferența la subvențiile pe suprafață, restantă de anul trecut, și ajutorul național tranzitoriu pentru sectorul vegetal. Șeful APIA a mai spus că și subvențiile la motorină pentru trimestrul 4 al anului trecut vor fi achitate până la 27 februarie 2015, cu condiția ca fermierii să depună documentele justificative, facturi prin care să-și facă de conturile și să ateste că motorina a fost folosită în sectorul vegetal și zootehnic. Plafonul total al plăților directe pe suprafață pentru PNDR 2015-2020 este de 10,9 miliarde de lei, din care 1,6 miliarde de lei sunt alocați pentru 2015.